orice carte care vorbește din inimă și cu sinceritate ne descrie și pe noi. Mă întrebam venind aici ce mă califică pe mine să iau cuvântul în această zi. Quando sono stato invitato mi sono chiesto in che veste posso prendere la parola. Și cred că răspunsul vine dintr-un fel de comunicare așa subtilă pe care cred că uneori oameni care nu se cunosc, dar care se regăsesc în anumite trăsături. E credo tutto derivi da una comunicazione sottile tra le persone che non si conoscono, però condividono le stesse emozioni, gli stessi interessi, diciamo. Io non mi conosco Sara Antoretta fizic, personal, de foarte multă vreme, dar cu toate astea am avut sentimentul, citind această carte, că am trăit cumva împreună din locuri diferite în același fel la anii 90. Io non conosco personalmente Sara Toretta, però leggendo questo suo libro ho avuto la chiara sensazione di aver vissuto le stesse esperienze come lei, quelle tipiche degli anni 90 in Romania. N-am să vă apuc să tot povestesc fiecare câine pe care l-am salvat de pe stradă, pentru că aveți deja o carte care povestește mult mai bine decât aș putea eu. Non comincerò adesso a raccontare la storia di ciascun cane che io personalmente ho salvato, perché avete questo libro con tanti casi di animali salvati. Am să vă povestesc doar despre unul singur, care m-a adus mai aproape de instituția acestor oameni care și-au investit energia ca să salveze câini în număr mult mai mare și sistematic. Vi racconterò solo la storia di un unico cane che mi ha portato più vicino all'esperienza, alla storia di queste persone che hanno dedicato tante energie e tanto tempo a salvare tanti animali. Când am venit în București la școala de cinema, am locuit în șipotul fântânilor într-o garsonieră de 32 de metri pătrați, în 15 giu. Quando sono venuto a Bucarest ho cominciato gli studi cinematografici, abitavo in un modo locale vicino al parco Cismigiu, piccolissimo. Și acolo, cu foarte scurt timp, am populat apartamentul garsoniera cu două pisici pe care le-am salvat pe stradă. E ho riempito subito quel modo locale piccolissimo con due gatti che ho salvato dalle strade. Ceea ce m-am piedicat să mai pun problema că aș putea să salvez vreo unul dintre numeroșii câini care locuiau în zona, așa că m-am mulțumit să-i hrănesc. E allora mi sono accontentato di, diciamo, dare da mangiare i cani abbandonati della zona, perché non potevo prendere anche loro a casa a causa dei gatti. Era un fel de solidaritate atunci, locuiam vis-a-vis de domnul Moculescu și de domnul Rebenciuc. Și ne dădeam semnale dimineața între noi când știam că urmează să vină mașina care să captureze câini. Fiecare închidea în apartament sau în blocul respectiv. Și chestia asta a durat pe perioada unui mandat întreg de primărie. E, durante il mandato di un certo sindaco, durante il suo intero mandato, accanto a due personalità romene, Maria Moculescu e Victorie Benciuc, cercavo di nascondere, di mettere in salvo i cani quando venivano a catturarli, e mi ricordo questa esperienza che non è stata proprio una felice. Și într-o zi, bineînțeles, inevitabilul s-a produs, în sensul în care am găsit un cățel care supraviețuise vreo două săptămâni cât fusesem eu în vacanță, eram sigur că urma să moară. Era un câine sărac, năvădit cu totul de niște pleci, după urma tot felul de boli de piele pe care avea, și când am văzut că a supraviețuit, l-am înșfăcat într-o pungă și mi-a zis, ok, dacă ai trăit două săptămâni, trebuie să te iau și să vedem ce facem cu tine. E nella zona c'era un certo cagnolino pieno di ferite, molto malato. Sono dovuto andare via per due settimane e quando sono tornato ho scoperto che lui era ancora vivo e allora ho deciso di salvarlo finché era un superstite, no? Da, ne ha avuto come să-l țin în apartament, cele două pisici, l-am cazat pe bloc, că stăteam la etajul nou și am pus o pușcă pe bloc și am făcut o curte pe bloc.
E siccome non lo potevo prendere a casa, hanno pregati, ho costruito una gabbia e l'ho installata, diciamo, sopra il palazzo, perché non c'era un altro posto. Și atunci am intrat într-un fel de conflict cu vecinii, dar nu pentru că câinele a făcut o stricăciune, ci dintr-o percepție a gestului meu. Mi-au zis că vecinul meu să râdă de noi, de blocul nostru, eram un colectiv deja, pentru că cine a mai văzut câine care se iască pe bloc? E, ho avut un piccolo conflitto con i vicini, Cagnolino faceva dei danni sul tetto del palazzo, ma perché c'era questa mentalità, i vicini mi dicevano che la gente si metterà a ridere quando scoprirà che c'è il cagnolino che sta nella gabbia sul tetto, perché non è normale tenerlo così, dicevano loro. Non è stato un conflitto așa de piccolo, perché da sta dusca mi s-a pus situația ori tu, ori câinele, și a trebuit să duc câinele acasă la Iași și să-i găsesc o casă. E il conflitto non è stato proprio così mite, diciamo, è stato più serio e mi hanno fatto scegliere tra metterlo in casa accanto ai gatti oppure portarlo via. Ho dovuto portarlo a Iași, a casa mia. Și cumva din momentul ăla am început să sper că sunt niște oameni care pot investi și investesc mai multă atenție, energie, timp și răbdare și resurse decât puteam eu, ca să încerce să rezolve chestiunea asta, nu așa, câine cu câine, ci cumva în un mod mai global. E allora ho cercato di scoprire delle persone con più risorse, con un progetto per salvare questi animali rispetto a quello che potevo fare io personalmente. Și citind acum cartea Sarei Turet, am dat seama că ea a făcut parte din această categorie de oameni care ne-au ajutat să ne ducem drive, să ne vedem de ale noastre, pentru că am putut lăsa cumva pe umerii lor povara asta a milei și a umanității de care ar trebui să dăm dovadă pentru aceste animale. E quando ho scoperto Sara Turetta ho capito che lei, l'associazione e la gente come lei si sono tutti assunti questa responsabilità che spettava anche a noi e quindi ci hanno tolto questo fardello dalle spalle, per così dire. Ce mi pare mie impressionando a carta per cui ha scritto Sara Turetta è che deși își descrie experiența personală, ca orice carte care vorbește din inimă și cu sinceritate, ne descrie și pe noi. Anche se il libro di Sara descrive la sua esperienza personale come qualsiasi libro che parla col cuore, descrive infatti anche noi, la nostra realtà. Și vedem acolo relația noastră contorsionată cu Occidentul și occidentalii și tendința noastră de a-i percepe ca pe niște naivi care ne vizitează și se preocupă de soarta câinilor într-o perioadă în care noi nu știam cum să supraviețuim. E scopriamo in questo libro anche la nostra relazione con la gente dei paesi occidentali, diciamo, quelli che venivano in quegli anni in Romania a darci una mano a risolvere questo problema. Pentru că trebuie spus că empatia într-o societate sosește în momentul în care societatea respectivă ajunge la un nivel oarecare de bunăstare. Va aggiunto però che una società è caratterizzata dall'empatia quando quella società ha già raggiunto un certo livello di benessere. Și probabil că de asta am avut nevoie de exemplu ăsta și probabil că din cauza asta, primii care au sesizat situația catastrofală a animalelor au fost cei care veneau din alte civilizații. Forse per questo che quelli che hanno notato questa situazione catastrofica degli animali abbandonati in Romania sono stati proprio quelli dei paesi occidentali, più sviluppati rispetto a noi. Și într-un fel mi se pare că felul în care ne purtăm cu animalele e un foarte bun indicator al nivelului de educație la care am ajuns noi ca societate. E penso che il modo in cui trattiamo gli animali è un buon indicatore del nostro livello di civiltà, del livello che abbiamo raggiunto a questo punto.
Să zicem, să sperăm ca să fim optimiști că am progresat față de anii 90. Diciamo, siamo un po' ottimisti, no? E diciamo che abbiamo fatto dei progressi rispetto agli anni 90. Însă cred că cel mai important lucru pe care mi-l spune cartea aceasta. La cosa più importante che ci dice questo libro di Sara, però. Este că ne vorbește despre un anume fel de înțelepciune. E, ci parla di un certo tipo di saggezza. Și anume că, la un moment dat, când constați că nu poți să schimbi lumea cu totul, e suficient să te mulțumești și să înțelegi că e deja mai bine să faci atât cât poți. Qual è la saggezza del suo messaggio? Quando uno non riesce a cambiare il mondo completamente, deve essere contento, felice di fare quello che può. Pentru această concluzie și pentru tot ce a făcut pentru aceste animale, dar și pentru noi, mulțumesc foarte mult, Sara, și doresc să continui. E per questo suo messaggio di speranza e per tutto quello che ha fatto per noi, per gli animali in Romania, io voglio ringraziare personalmente Sara e spero che continui con i suoi progetti in Romania. Mulțumesc.